Așadar, cum să te reconectezi la natura ta autentică, evenimentul de astăzi, lansarea cărții Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura de Tocopa Turner. Ca de fiecare dată, la începutul fiecărui eveniment, mulțumim că sunteți alături de noi, dar mulțumim și celor care ne urmăresc, comunității Herald, cititorii, care ne urmăresc pe Facebook, pentru că suntem și în transmisie live pe Facebook. Invitații din această după-amiază: Andreea Tincea, senior editor Herald, Monica Găitănaru, psihoterapeut junghian, Andrei Găitănaru, psihoterapeut, Tania Tița, autor, coach, mentor de feminitate și, așa cum spuneam, vorbim despre apartenență. I-aș da cuvântul prima dată colegei mele, Andreea Tincea, să ne povestească puțin și despre carte, pentru că a lucrat ca redactor la această minunată carte și noi am, cel puțin în ultimele două luni, mai mult, trei luni jumate, am promovat-o foarte mult și am făcut multe materiale video pe marginea acestei cărți și multe emisiuni la Canal 33 România. Și aș ruga-o să ne povestească puțin despre carte și despre autoare, pentru că traducerea acestei cărți a fost făcută de Andreea Mănescu, da, psihoterapeut. Andreea Mănescu a tradus cartea Apartenența și cele două Andrei au lucrat foarte frumos și foarte bine la apariția acestei minunate cărți. Andreea. Este pornit un alt microfon. Bună ziua tuturor, mulțumesc că sunteți alături de noi, pentru că ce-am fi noi ca editură și creator de obiecte culturale dacă nu ar exista și oamenii în care să se oglindească același interes pe care îl avem și noi pentru ceea ce credem că este important să circule ca informație și energie între noi. Așa că mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Salutări tuturor celor de acasă care privesc acum online pe Facebook întâlnirea de astăzi și, bineînțeles, mulțumesc invitațiilor care astăzi sunt alături de mine, în primul rând, pentru că este o carte la care am pus foarte mult suflet și cu care am rezonat foarte, foarte puternic și, bineînțeles, că mă bucur teribil să fie însoțită de oameni care chiar știu profund despre ce este vorba în această carte. Efortul nostru astăzi va fi să spunem cât mai multe despre o fântână, despre o carte foarte plină de sens, foarte plină de emoție, foarte plină de informații care vin și accesează un câmp interior al ființei umane, care uneori este foarte greu de explicat în cuvinte, chiar și la un târg de carte, unde teoretic ai avea timpul necesar și ești acasă printre cărți să vorbești despre asta pe larg. Am zâmbit când Sorin a început evenimentul de astăzi, pentru că da, când ești invitat să vorbești despre Tocopa Turner și această carte, pur și simplu simți că nu sunt de ajuns cuvintele sau că ți se opresc undeva în interior, dar voi face un efort. Tocopa Turner este o carte care are o poveste misterioasă și pentru mine și deja din apartenență citind cartea învăț că nu trebuie să am răspunsurile în fața necunoscutului tot timpul și că s-ar putea să, cultivând genul acesta de stare pe care să o accept, a necunoscutului și a misterului, să fac un mai mare bine decât dacă aș dori să știu totul dinainte de a ști. Apartenența este o carte care a apărut în viața mea, m-a băzuit așa online foarte mult timp. Multe dintre prietenele mele apropiate, care sunt și ele lucrătoare cu oameni în varii feluri, terapeuți, deja o cunoșteau și îmi spuneau despre ea că este cartea aia care mie mi-a deschis inima și care m-a făcut knockout. Și la un moment dat am ajuns la manuscris și am zis imposibil ca această carte să nu fie susținută să apară la editura Herald într-o colecție sau apropiată de colecția junghiana, pentru că ea este de aici, este acasă la noi. Tocopa Turner, fiindcă mi-ai lansat invitația de a vorbi și despre autoare, este o rebelă. Este prin excelență în arhetipul exilatului despre care vorbește în această carte. Parcursul ei profesional a început extrem de amar. Este o persoană care a trăit plecarea de acasă cu forța la o vârstă foarte fragedă și de aceea un capitol întreg din carte este dedicat modului în care învățăm sau nu în adolescență ce înseamnă cu adevărat apartenența și câți oameni din jurul adolescenților sunt de fapt deschiși spre a înțelege cu adevărat cum pot să susțină adolescenții să
se simtă parte din mai mare, din ceva mai mare, într-o perioadă din viață în care, bineînțeles, în primul rând te simți singur pe lume, altfel decât oricine, și că nu mai aparții nici copilăriei, nu aparții încă nici maturității, despre care oricum nu știi de ce va avea să-ți povestească și dacă te vei descurca. Deci într-o perioadă a adolescenței în care, cumva probabil că arhetipul exilatului are rolul lui, iar despre asta o să vorbească mai pe larg și întemeiat invitații noștri de astăzi. Plecată de acasă la 16 ani, trecută printr-o perioadă de câțiva de zile în parcursul ei de maturizare, în care nu și-a găsit locul, nu și-a găsit comunitatea, nu a găsit sprijin de partener sau de familie, crescută într-un cuplu de părinți care locuiau într-un ashram, crescută într-o comunitate care se baza pe principiile sufi. Nu trebuie să vă supărați, microfoanele noastre au o viață proprie și din când la informații mai suculente ne transmit că sunt refuzate uneori unele, dar depunem un efort să le spunem. Cum spuneam, numele este în sine. Ocupată. Toco Paternăr înseamnă înțeleptul ceții sau poarta ceții. Este un nume, numele ei real, părinții ei au dat acest nume după o carte de basme Maori și cumva ajunge în interiorul cărții să facă sens inclusiv numele acesta. Ce înseamnă să fii un călător prin ceață și să găsești o lumină care clarifică parcursul tău pe măsură ce îl experimentezi și îl accepti. Și începe să facă sens abia după ce se integrează în ființa ta informațiile experiențelor trăite. Cumva e o carte care îți dă senzația că nu ești niciodată pierdut pe drum, chiar dacă poți fi învăluit de ceață în mod constant și că la un moment dat cu fiecare pas ceața asta se ridică. E o carte dedicată subiectului apartenență care probabil în limba română nu a fost declinat în foarte multe cărți, nici nu e folosit foarte des. Cel mai des o să întâlnim cuvântul conectare, reconectare, întregire, de plinătate. Apartenența, așa cum o prezintă Toco Paternăr în această carte, este un parcurs de reconectare la vitalitate, la viață, la sens, la esență și la tot ceea ce înseamnă fântâna aceasta a vitalității. Pașii despre ce înseamnă refacerea drumului către apartenență sau în apartenență, o să-i povestim un pic mai pe larg mai târziu, o să las acum invitații să preia cuvântul. E o carte despre care doar atât aș vrea să mai spun, cred că ar trebui să existe în orice casă și aproape că nu o spun din punct de vedere piaristic sau editorial, ci strict din punct de vedere uman. E o carte pe care mie mi-ar fi plăcut să o am în casa părinților sau măcar a bunicilor în preadolescență. E o carte pe care aș citi-o sau pe care aș dărui-o oricărui om drag sufletului meu, pentru că atunci când nu există lângă tine un moș Crăciun, un bunic, un înțelept mistic, un bătrân cu toiag magic care să-ți dea la o parte vălul misterios și să-ți spună you're never lost, nu ești niciodată pierdut, cartea asta poate să fie acolo și costă doar 30 și ceva de lei. Mulțumim, Andreea, și pentru că are și un caracter, aș spune, autoconfesiv această carte, mai ales în primul sfert al cărții, Toco Paternăr vorbește foarte mult despre relația cu mama sa, relația cu tatăl său, familia disfuncțională pe care a avut-o, vorbește despre rana exilului, despre rana abandonului și despre foarte multe lucruri. Doar dacă luați cartea și vă uitați la capitolele din această carte, capitole și subcapitole, regăsiți foarte multe lucruri pe care probabil că cei mai mulți dintre noi le-am resimțit, drumul sacru, originile înstrăinării sau ale alienării, exilul, cum simțim noi nevoia acută de apartenență, mai ales în exil, și încercăm pe cât posibil și cât ne permite timpul să abordăm cât mai multe subiecte din această carte. Monica, aș vrea să ne vorbești puțin despre lucrul cu visele, pentru că autoarea și prin documentările pe care le-a făcut și ca cercetătoare și așa mai departe, se duce în zona aceasta a psihologiei junghiene, iar tu ești psihoterapeut junghian și nu numai, și lucrezi cu referențialul arhetipurilor personale și sunt convins că cele două
le-aș spune, orientări, converg cumva spre ceea ce tu ai descoperit această carte. O să fac acum, poate o să te super pe mine, dar o să fac o mărturisire. Mi-ai povestit momentul în care ai citit această carte în limba engleză, înainte ca eu să-ți trimit cartea aceasta de la editura Herald, ai plâns. Cine nu plânge? Cine nu plânge citind această carte? Mi se pare una dintre cele mai frumoase sărbători ale sufletului, lectura pe care o oferă această carte, pentru că ne plimbă prin niște poteci interioare atât de luxuriante, atât de profunde, atât de vii. Ne întâlnim cu părți ale ființei noastre de care poate uitasem între timp. Și sunt acele descoperiri și acele chemări pe care le infuzează aproape intravenos lectura cărții Apartenența, ca un fel de scântece de chemare acasă. E aproape o transă această carte. Nici nu pot să pun în cuvinte cât de fulburătoare și totodată blândă și plină de iubire și plină de confesiune, așa cum bine spuneai, Sorin, răvășitoare. E plină de vulnerabilitatea autoarei care se deschide prin fiecare pagină și prin fiecare cuvânt în autenticitatea sufletului ei. Și asta este ca o oglindă pe care ne-o așează fiecăruia dintre noi înainte, astfel încât să privim în propria noastră autenticitate. Spunea foarte frumos la un moment dat, apropo de nevoia noastră de adaptare la mediu și apropo de falsa apartenență, cum dezvoltăm acele mecanisme cameleonice, astfel încât pentru sau de dragul siguranței să împrumutăm culorile mediului în care ne aflăm, uitând de culorile sufletului nostru. Această carte este, printre altele, o invitație de a ne aminti care sunt culorile sufletului nostru și ea spune că una dintre căile prin care putem face asta este și reconectarea cu visele proprii, ca să mă întorc la întrebarea ta. Creativitatea este de asemenea și ea o formă de rebeliune, vorbește foarte frumos despre creativitatea sălbatică și spune că ea este o formă a sinelui nostru rebel de a ne chema să ne întoarcem la noi, la rădăcinile instinctuale ale ființei, la vitalitate, la adevărul acela pe care l-am uitat poate cândva despre cine suntem. Iar visele sunt uși spre această realitate a sufletului. Ele vorbesc pe limba aceea uitată, primordială, a fiecăruia dintre noi, prin imaginile lor, prin emoțiile pe care ni le aduc, prin toată suita de simboluri și trăiri, sunt forme de vindecare, sunt forme de reconectare cu adâncurile ființei noastre. Chiar și coșmarurile, spune Tocopa, sunt un fel de vise cu volumul mai tare, care vestesc, de fapt, o veste bună. Faptul că suntem pregătiți sau anumite părți din noi sunt pregătite să fie vindecate. Și mi s-a părut foarte frumoasă această explicație pe care a adus-o legată de coșmaruri sau de visele care ne pot șoca, ne pot face să ne trezim cu sentimentul acela de ce a fost asta, ce mi s-a întâmplat, unde am fost. E important să alocăm timp, atenție, dedicație tuturor acestor lucruri care în felul lor, fiecare, și visele, și analiza lor, și creativitatea, cum spuneam, și activarea dorului sacru și puterea de a sta cu acea lipsă care este mult mai adevărată și mult mai binefăcătoare decât falsa apartenență, toate acestea sunt, așa cum le numește Tocopa, cărări, canale, feluri prin care păstrăm
conexiunea cu misterul. Pentru că un lucru foarte impresionant pentru mine în această carte a fost mărturisirea ei că dorul sacru nu înseamnă, nu vorbește despre am lipsi ceva important, ci despre felul în care eu lipsesc din ceva important. Iar visele ne deschid poarta spre acel ceva important, spre acel ceva măreț, originar, spre matca ființei noastre, unde suntem dintotdeauna chemați, așteptați, unde suntem acasă, cu condiția să avem curajul să sacrificăm acea coajă a ego-ului nostru, acea coajă a mecanismelor de protecție care ne hrănesc iluzia separării și a dualității. Adevăratul acasă este acolo unde, așa cum foarte frumos spunea Rumi, pe care Tocopal iubește foarte mult, acolo unde nu mai există tu și eu, acolo unde există un sacru împreună, acolo unde inimile se contopesc în vulnerabilitatea lor și în acea conștiință a faptului că da, poate sunt rănită, poate suntem cu toții răniți, dar suntem împreună în asta. Nu există ființă care să fi trecut prin propria sa poveste fără să nu fi fost rupt în bucăți, poate de mii de ori. Și tocmai acele cioburi creează noblețea ființei noastre atunci când ne lipim la loc cu aurul autenticității, al dorului sacru, al iubirii de sine și al înțelegerii că suntem împreună. Mai mult atunci când acceptăm durerea decât atunci când ne spunem hai să văd cum să mă mai adaptez exteriorului. Nu știu dacă ți-am răspuns foarte bine la întrebare, dar am simțit să mă plimb așa prin toată cartea. Mi-e foarte greu să mă opresc doar la un capitol. Mulțumim, Monica, și ca să vezi cât de acut am simțit eu acest, referitor la această carte, acest sentiment de apartenență, mi-am dorit, dar era un lucru aproape imposibil, mi-am dorit ca la acest eveniment să am alături de mine toți oamenii, colaboratorii noștri dragi, cu care am vorbit despre această carte. Și cred că am făcut pe podcastul editurii Herald Cărți Deschise pentru Minți Deschise, pe care îl puteți urmări pe pagina de Facebook și pe canalul nostru de YouTube, foarte multe filmulețe cu niște oameni atât de frumoși referitoare la această carte și la subiectele din această carte, încât mi-aș fi dorit ca să-i am pe toți astăzi alături. Tania, pentru că tu ești mentor de feminitate și pentru că Tocopa Turner vorbește și despre atât de importanta energie feminină, care până la urmă se regăsește în toți, indiferent că suntem bărbați sau femei, fiecare avem jumătate de energie masculină și jumătate de energie feminină, aș vrea să ne vorbești puțin cum ai simțit această carte și autoarea și mai ales cum pui tu în practică în taberele pe care le organizezi, cursurile pe care de asemenea le organizezi pe feminitate, ceea ce, iată, regăsim în cartea lui Tocopa Turner. Mulțumesc tare mult, Sorin. Este foarte interesant că vorbim despre energia feminină, despre erosul care există în fiecare dintre noi. Prima oară când vorbim despre energie feminină, vorbim despre simțire. Și pentru mine această carte m-a adus într-o profundă simțire, într-o profundă emoție. Mi-a plăcut foarte mult că a vorbit despre mama moarte și, întâmplător sau nu, eu fix în acea perioadă treceam printr-o mare moarte, pentru că energia feminină te aduce într-o sinceritate deplină a ființei tale, de care nu mai poți fugi și te aduce în tăcere. Te aduce în a încetini pașii pentru a începe să te auzi,
să auzi părți ale ființei pe care poate le-ai abandonat toată viața și spre care nu te-ai uitat cu adevărat niciodată, dar ele sunt speriate în tine, poate chiar țipă, pentru că au nevoie ca tu să te oprești puțin, să te uiți înspre ele, să îți reîntregești ființa nu prin a fugi de ceea ce doare, nu prin a fugi de ceea ce te sperie, nu așa cum am fost învățați să fugim de emoțiile pe care că vrem sau că nu vrem le catalogăm negative. Și această carte, cum spunea și Monica, am plâns atunci când am citit-o. Am revenit într-un spațiu de și mai mare sinceritate cu sine, într-un spațiu de și mai mare cercetare interioară. Mi-a dat și mai mult curaj de a sta în ceea ce are nevoie de hrană de la mine, de blândețe, de conștientizare, de trăire, de îmbrățișare în întunericul ființei mele. Și în acea mare moarte care, de fapt, eu cred că fiecare om, pentru a învăța cu adevărat să trăiască, trebuie să fie disponibil să treacă prin marile morți pe care un om trebuie să le trăiască într-o viață, pentru că haideți să vedem, se aude? Da? Gata. Nimic nu este întâmplător, inclusiv faptul că numeri microfoanele. Pentru că această energie, inclusiv a cărții și a lui Tocopa, este o energie care te invită să fii atent, te invită la prezență, te invită să accesezi un spațiu pe care nu-l poți accesa doar cu mintea rațională. Trebuie să vii prezent aici cu totul ca să poți să percepi transformarea, alchimia, esența acestei cărți și energiei pe care Tocopa ne invită să o accesăm în noi. Și faptul că microfoanele uneori nu merg, ne invită la răbdare, ne invită la încredere în necunoscutul, înspre care și Tocopa la fel ne invită să avem cea mai mare încredere în necunoscut, pentru că nu trebuie să știm toți pașii care sunt înaintea noastră, ce e important să avem încredere în ceva mai mare și în acea prezență care lucrează în noi și în viața noastră constant. Și dacă doar o urmăm, dacă avem curajul să urmăm această energie și această prezență și acest mare necunoscut care este de fapt un spațiu de devenire constantă, necunoscutul nu este ceva care să ne sperie, este ceva care ne invită la încredere și la devenire constantă. Și revenind la întrebarea ta, Sorin, cum anume lucrez cu această carte, cu energia, cu arhetipurile pe care Tocopa ni le revelează în această carte? În primul rând, eu revin la o mare dragoste de-a mea, nunta interioară dintre Eros și Logos, pentru că eu personal în momentul, eu am căutat mult de-a lungul vieții mele și mi-a plăcut foarte mult că și Tocopa a căutat și a avut curajul să își urmeze această căutare interioară și această chemare interioară. Însă pentru mine în momentul în care am ajuns la această nuntă între Eros și Logos, să mă uit înspre aceste două mari energii interioare, divinul feminin și divinul masculin. În primul rând, energia feminină, Erosul, m-a adus într-un spațiu de a-mi recunoaște, și chiar dacă a venit ca o moarte a ego-ului în dese rânduri, de a-mi recunoaște, poate în deseori, ura, furia, nedreptatea, distorsionările pe care le-am simțit de multe ori față de energia masculină și nici măcar nu eram conștientă că aceste traume, că aceste răni există în conștiința și în corpul meu.
Și de-a lungul vieții mele, în relațiile mele, am crezut că e ceva exterior ce trebuie să se schimbe, ca relația să se schimbe, ca eu să mă schimb, ca lucrurile să fie mai bine. Dar de fapt am realizat această nuntă interioară între Eros și Logos, între energia feminină și masculină. Este de fapt ceva din interiorul nostru care are nevoie de atenție. Avem nevoie să ne uităm în ce relație avem cu energia feminină interioară, cu energia masculină interioară, în ce fel avem nevoie să ne vindecăm relațiile acestea împreună și fiecare separat, pentru a putea să naștem o nouă conștiință a lumii, o conștiință a acestei nunți cosmice, divine, între femeie și bărbat, între Yin și Yang, între Eros și Logos, și de fapt să începem cu adevărat o vindecare profundă interioară. Să ne uităm în ființa noastră, să ne vedem rănile, traumele pe care le avem despre aceste două energii și de fapt tot ceea ce se naște în lume, toate războaiele, toate, efectiv tot ceea ce vedem în lume și judecăm nu este decât o naștere a propriei conștiințe interioare, a acestei nunți interioare dintre feminin și masculin. Și în workshop-urile pe care eu le organizez, mă folosesc foarte mult de această nuntă interioară și de arhetipurile feminității pe care și Tocopa le revelează atât de frumos. Ne invită să ne uităm spre arhetipul exilatului și să vedem că, de fapt, în această disponibilitate de a sta în tăcere, în singurătate, în durere, de fapt aici ne revelăm cel mai mare dor pe care îl avem, dorul de a ne regăsi pe noi înșine și pe noi însene, dorul sacru și apartenența pe care cu adevărat cu toții ne dorim să aparținem. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că Tocopa ne arată o cale atât de frumoasă și ne aduce instrumente aparent foarte grele, dar în același timp foarte simple, de a veni în sinceritate și de a parcurge această călătorie de apartenență, dar trebuie să începem cu apartenența cu noi înșine. Și apartenența cu noi înșine începe când stăm în acest arhetip al exilatului, când stăm în singurătate, când ne împrietenim cu durerile, când ne împrietenim cu emoțiile care sunt atât de grele în noi, când stăm în întuneric. Întunericul ființei este cel care de fapt ne aduce în întregirea ființei. Și de fapt feminitatea asta face foarte mult. Feminitatea ne învață să coborâm foarte din mental, din rațional și să venim în simțire, să parcurgem ca Inanna, ca Persefone, o călătorie în adâncuri, unde să mergem în interior, să simțim profund, să vindecăm, să ne îmbrățișăm fiecare parte îndurerată și rănită pentru a o aduce înapoi acasă. Pentru că toate aceste părți rănite din noi n-au nevoie decât de recunoaștere, de acceptare, de iubire. Sunt ca niște copii răniți care vor să fie invitați înapoi acasă. Și noi, pentru că și Tocopa vorbește despre arhetipul mamei, există în fiecare dintre noi o mamă interioară, precum există și un tată interior. Și de fapt ceea ce avem nevoie este să devenim mamă și tată divini pentru toate părțile astea rănite din noi, acești copii răniți din noi care au nevoie să fie aduși înapoi acasă și reîntregiți. Doar două secunde și închei. Pentru mine este o carte care mi-a relevat că nu suntem singuri și că indiferent unde în lume ne aflăm, parcurgem cu toții aceeași cale, deși poate nu pare, poate suntem în etape diferite ale călătoriei, însă cu adevărat cu toții parcurgem aceeași cale și cu toții ne dorim același lucru, să fim iubiți, să fim văzuți în esența noastră și să conștientizăm că nu suntem singuri pe drum. Mulțumesc! După ce voi adăuga foarte scurt, într-adevăr, deși vorbind despre cartea asta, vedeți că suntem toți aici de față împreună cu cartea și te duce negreșit tipul de discurs pe care îl propune Tocopa Turner
care este un discurs de școală junghiană. Ea a fost în preajma unei școli foarte mari de psihologie junghiană, abisală, în America, și și-a însușit informațiile și stilul de a lucra în simbol și în arhetip de tip junghian. A stat, cum spune ea, la picioarele unor maestri precum Marion Woodman, foarte mulți autori pe care o să-i regăsiți în colecția noastră junghiană. Este greu când aproape fuzionezi cu modul în care te-ai simțit sau chiar cu informația din cartea aceasta, să rămâi racordat și la zona foarte mentală și foarte riguroasă și foarte strictă, da, rațională, în a vorbi despre cartea asta ca fiind și practică, dar ea este. Toată zona aceasta susținută și prezentată de Tania, că a venit și de Monica până acum, că a venit din partea simțirii, a simbolului, arhetipului, a misterului. În cartea ei mi se pare extraordinar că reușește să puncteze și niște ancore foarte pământene pentru ele. Realmente e o carte pe care eu aș citi-o după ce am fost în terapie cognitiv-comportamentală, pentru că acolo probabil nu am fost învățată cum se stă cu durerea. Păi îți simți corpul, îți asculți mintea, îl pui pe hârtie, faci așa un plus și un minus pe hârtie cu ce e bun, ce e rău și stai cu corpul. Dar când citești cartea lui Tocopa Turner, înțelegi cu corpul și cu sufletul și cu mintea cum se trăiește durerea. Și pentru mine a fost o revelație să învăț să trăiesc cu suferința și să trăiesc cu durerea, ca fiind niște părți care au mesaje în plus de spus. Deși din cognitiv comportamental știam că în spatele oricărei dureri și oricărei suferințe și oricărei limitări există o nevoie și o dorință care trebuie ascultate și eventual adăpate. Dar Tocopa asta face. Completează un tărâm al cognitiv comportamentalului cu o hrană care nu poate să vină de acolo. Vine din tărâmurile lunghiene. Iar acum, dacă ești pregătit, cred că vine pentru tine întrebarea. Da, și am ajuns și la Andrei. Fac o scurtă completare. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus mai devreme Tania despre acea mamă interioară și acel copil și acel tată interior care trebuie să aibă grijă de acel copil interior pe care toți îl avem, copilul rănit. Dependențele sunt modul în care ne anesteziem trădarea de sine, îi spunea Andrei Monica-i venind încoace în mașină. Iată, Andrei, asta este, am divulgat și te-aș întreba, de ce apelăm la falsa apartenență atunci când nu ne putem exprima propria vulnerabilitate și propria autenticitate? De ce simțim nevoia de a aparține, să zicem, nu știu, unui grup sau unei comunități cu care poate nu rezonăm sau probabil nu avem aceleași valori personale? Pentru că acea falsă apartenență cumva încearcă să umple un vid emoțional, să umple un gol. Mulțumim. Simplu spus, pentru că suntem ființe relaționale și că avem nevoie de celălalt, avem nevoie de noi înșine, dar ca să ne găsim pe noi înșine, avem nevoie de celălalt și ca să-l găsim pe celălalt, avem nevoie și de noi înșine. Și pentru că suntem foarte răniți, intrăm în... Știi care e cuvântul românesc pentru, sau expresia românească pentru falsă apartenență? Combinații. Care sunt foarte dăunătoare, pentru că, de fapt, nu ne răsplătesc acea nevoie de conținere, de recunoaștere, de validare, pe care nu am primit-o în copilăria noastră. Chiar mă pregăteam să spun că, din punctul meu de vedere, cartea aceasta este o fenomenologie foarte bună, e o fenomenologie a personalității depresive. Despre asta este vorba, e vorba despre depresie, despre care sunt cauzele depresiei, personalității depresive, cum se manifestă ea, cum se traversează ea și cum ne putem vindeca de ea. Într-un mod foarte complex și foarte frumos și într-un limbaj non-clinic, într-un limbaj foarte junghian și poetic, deci junghian. Este o carte în care se vorbește pe larg despre rana de abandon, de rana de respingere, despre înstrăinare,
despre drumul înstrăinării pe care noi înșine îl asumăm, sau trădarea de sine, dar este o altă formă de înstrăinare, despre situațiile în care de viață și de moarte în care ne trezim. Știți, în carte, cartea asta, de adevăr, a avut o prezență marcantă la noi în casă înainte de a fi publicată la Herald. Eu am fost martorul procesului Monicăi, dar nu m-am băgat, pentru că simțeam că e ceva foarte important acolo. Noi fiecare avem parcursul nostru cu cărțile pe care le citim și de multe ori, cum știți cum este, citim cărțile de care avem nevoie pe moment. Am zis că o să citesc, dar nu mă așteptam să găsesc chiar așa ceva aici. Adică e o carte foarte jungiană, m-a intrigat de astă vară când m-am întâlnit prima oară cu ea, aflând că conceptul de mama moartă este un concept al lui Marie-Louise von Francis, pe care scrie în Problema Puer Eternus. M-am dus repede să verific, pentru că nu ținuse minte să îl regăsesc acolo ca atare numit, un aspect al complexului matern negativ, era acolo, zic, aha, este treabă serioasă, e treabă jungiană. Și apoi am început să citesc cartea și m-a captivat. Și m-a captivat odată pentru că reușește, după cum spuneam, să vorbească... Cartea asta e ca un simbol, nu este doar nici conceptuală, nu este nici poetică, reușește să le aducă pe toate, să le prindă împreună. Deci reușește să vorbească foarte simbolic, dar pertinent, pentru că uneori simbolul este cel mai prețios concept sau cel mai avansat concept. Pentru că reușește să prindă și, să zicem, rațiunea, dar și sentimentul, emoția. Nu avem doar idei reci. Și cartea reușește să redea, să vorbească repede despre personalitatea depresivă, fără să ne piardă doar într-un limbaj clinic, care sigur este foarte prețios, dar uneori poate să fie înstrăinat. Și mi s-a mai părut interesantă cartea dintr-un alt punct de vedere. Vorbind despre... arhetipul rebelului, vorbind despre arhetipul rătăcitorului, ne duce foarte aproape de o temă importantă a ideilor noastre, pentru că cultura europeană este irigată masiv de cele trei monoteisme abrahamice, iudaismul, creștinismul și islamul. Și în toate cele trei, tema itinerariului, a exilului, este extrem de importantă. Gândiți-vă ce se întâmplă în iudaism, este această tema exilului extrem de importantă. În mistica iudaică se vorbește despre un perpetu exil, o perpetu întoarcere la Dumnezeu, o nevoie de împăcare cu Dumnezeu, deci o apartenență la relația cu Divinul. În creștinism este vorba despre același lucru, adică despre Dumnezeul care se face om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu, cum spunea Sfântul Grigore de Nazianz. Deci intrăm iarăși într-o logică a itineranței și a rebeliunii față de această lume, pentru că nu poți să fii și de aici și de acolo, decât dacă știi exact cât să dai. Cu alte cuvinte, dacă îți recunoști apartenențele punctuale pe care trebuie să le onorezi. Avem o apartenență, să zicem, față de împărăția Cezarului, dar avem o apartenență și față de împărăția lui Dumnezeu. Asta este împărăția sufletului. Aia pe care de obicei o trădăm, ceea de care nu prea mai știm. De ce? Pentru că îi dăm foarte mult Cezarului. Și în islam există, cum se poate bine și din cartea lui Topkapi, pentru că ea fiind foarte, foarte apropiată de sufism și îndrăgostită de fapt de tradiția sufită, este probabil expresia mistică cea mai înaltă a islamului, apare încă o dată această temă a itineranței și de lume pe care în sfârșit Jalaluddin din Rumi a oglindit-o și a reflectat asupra ei. Catarea zice că este o carte care ne ajută foarte bine să înțelegem și condiția noastră, condiția de itineranți în această lume. Dar nu este vorba despre o încremenire în statutul de itinerant, pentru că știți, am dat și a spune asta, există și riscul de a îngheța într-o... Avem. Există riscul de înghețare într-o postură a itinerantului care nu-și găsește niciun loc
și nu-și va găsi niciun loc și pentru care întotdeauna viața este într-o altă, este în altă parte. Un accent specific pentru ceea ce în psihologia analitică iungiană se specific pentru este înțeles prin puierul etern. Cel care nu reușește să-și asume responsabilitatea, care nu reușește să facă exercițiul răbdării și atunci este tot timpul într-un continuu peregrinaj. Dar nu-și fixează prin asta rădăcinile în adânc, nu se stabilizează, nu reușește să crească, propriu zis. Tocopa vorbește și despre acest aspect. Dar nu se oprește aici pentru că vorbește despre regăsire, despre apartenență la propriul suflet și la propria interioritate. Ceea ce nu înseamnă a fi un continuu peregrin, ci înseamnă mai degrabă a fi, cum spune tot un mare sfânt al tradiției creștine, Sfântul Grigorie de Nazian, să înseamnă a fi stabil pe cale. Să fii mereu în căutarea unei apartenențe, dar fiind stabil în interiorul tău pe drumul către această apartenență. Ți-aș mai adresa o întrebare scurtă cu un răspuns pe măsură, adică scurt. Dincolo de calitatea de psihoterapeut și de iubitor de cărți, de ce ar citi un bărbat această carte? Pentru că pentru bărbați, probabil că rana de abandon este una dintre cele mai profunde. Și reușim cu maestrie să rămânem cool, cum spune Robert Bly. Să nu intrăm aici, să nu intrăm acolo în acea durere. Mascăm foarte bine, părem foarte bine. Nu prea suntem în contact cu emoțiile și dacă suntem, suntem așa într-un mod cu a face convenabil. Cartea îți explică de ce, sau de fapt îți explică, că nu e explicație, te ia de mână și te duce și îți arată de ce anume suferi tu ca bărbat, pentru că nu cred că doar despre femei în această carte, te ia de mână și îți arată de ce suferi ca bărbat, în ce constă dorul tău, unde, ce a provocat această rană în biografia ta, ajuns să te recunoști în multiplele trădări de sine, ajuns să te recunoști în părțile bune ale acestei căutări în care te-ai trezit, aruncat, fără să știi de ce, și îți dă și un stop. Pentru că ăsta e un aspect important pentru tradiția iungiană. Nu contează doar cauza de unde ni se trage ceea ce suferim, ci spre ce ne îndreptăm, scopul spre care ne suntem orientați. Pentru că el este, de fapt, factorul transformator. Ca atare, aș zice, și în cazul acestei cărți, dacă ai o rană, e decizit cartea asta. Și dacă rana este de abandon. Mulțumim, Andrei. Le mulțumim invitaților noștri de astăzi, Andreea Tincea, Andrei Găitănaru, Monica Găitănaru, Tania Tița, pentru informațiile extrem de pline de substanță, de conținut referitoare la această carte. Așadar, Tocopa Turner, Apartenența, o carte musai de citit, așa cum spunea și Andreea la începutul discuției noastre, o carte care ar trebui să existe în fiecare casă, în biblioteca fiecăruia dintre noi, pentru că vom înțelege mai bine ce înseamnă conectarea noastră cu natura, cu natura noastră divină, cu natura fizică, cu comunitatea din care noi facem parte. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, le mulțumim invitațiilor și celor care ne-au urmărit și live pe Facebook și vă invităm, începând cu ora 16, la următorul eveniment aici la standul editurii Herald.